Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Mâine, de la ora 10, Nona a dat vestea despre participarea în noul sezon Casa Iubirii. Tânăra a spus-o clar, după ce toată lumea a văzut imaginile cu ea din emisiune. Nona i-a pus pe toți pe jar, după ce a făcut un anunț surprinzător. Va participa sau nu în noul sezon al show-ului Casa Iubirii? Nona a fost concurentă în cel de-al doilea sezon al emisiunii matrimoniale, Casa Iubirii. Chiar dacă a avut parte de un parcurs tumultos, nu a fost alături de foștii ei colegi în marea finală, dat fiind faptul că a fost descalificată în urmă cu doar câteva luni. Recent, Bruneta a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a distribuit în mediul online un filmuleț prin care le dădea tuturor de înțeles că va participa în noul sezon. În timpul participării sale în show-ul Casa Iubirii, dar și după aceea, Nona a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani care i-au fost alături încă de la primele sale apariții în lumina reflectoarelor și până în prezent. Mulți au fost dezamăgiți de descalificarea sa și au sperat că o vor revedea din nou pe micile ecrane. Fosta concurentă Casa Iubirii este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează deseori imagini și videoclipuri. De asemenea, ține în permanență legătura cu cei care au susținut-o și i-au rămas alături în tot acest timp. Recent, Nona a pus pe toată lumea pe jar după ce a distribuit pe rețelele sale de socializare un filmuleț prin care le-ar fi dat de înțeles oamenilor că va intra în cel de-al treilea sezon. Cu toate acestea, nu a fost vorba decât despre niște imagini editate, pe care le-a distribuit la rândul său pe contul personal. Ulterior, Bruneta s-a filmat în timp ce le spunea tuturor că imaginile nu sunt din prezent, motiv pentru care nu ia în calcul participarea sa în noul sezon al show-ului Casa Iubirii. Mai mult decât atât, fosta concurentă le-a spus tuturor fanilor săi să nu își facă așteptări false și să se calmeze și să înțeleagă că a fost vorba doar de câteva imagini editate. Dragii mei, nu intru în sezonul 3, vă rog frumos să vă calmați. Mi-a plăcut doar editul și atât. Calmați-vă, vă rog! Vă pup și vă iubesc, noptică bună tuturor! A fost mesajul transmis de Nona prin intermediul rețelelor sale de socializare.